În februarie încep înscrierile la clasa pregătitoare. Pentru a-i înscrie pe micuți, părinții trebuie să urmeze anumiți pași. În materialul următor, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj oferă mai multe amănunte legate de acest subiect. După cum știți, clasa pregătitoare este obligatorie, iar părinții sunt foarte interesați de metodologia de înscriere a copiilor. Deocamdată, metodologia pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018 nu a fost aprobată. Dacă se respectă calendarul și metodologia de anul trecut, părinții interesați ar trebui să știe că la sfârșitul lunii februarie, la fiecare școală sunt postate criteriile de departajare, criterii specifice fiecărei școli. În primul rând, un criteriu de bază ar fi ca părinții să fie arondați în circumscripția specifică fiecărei școli. După evaluarea somatică a elevilor, la începutul lunii martie se organizează în fiecare an ziua porților deschise, perioada în care părinții pot să viziteze școlile pe care le-ar dori pentru copiii dumnealor, pot să fie consiliați de profesorii și directorii școlii respective, iar cererile, dacă se respectă aceeași metodologie, pot fi depuse la secretariatul fiecărei unități de învățământ vizate sau pot fi depuse online. Chiar dacă în prima etapă elevii nu au fost admiși, cererile nu au fost aprobate pentru ca elevii să fie înscriși într-o altă școală decât școala din circumscripția școlară de care aparțin, părinții trebuie să stea liniștiți pentru că nu va rămâne niciun elev neînscris, iar școala din circumscripție trebuie să asigure numărul de locuri pentru toți elevii doritori arondați acestei școli.